Dragilor, bună ziua, bună ziua! Știu că sunteți pe plajă, știu că sunteți la o berică acum, știu că stați cu soarele deasupra capului fără pălărie și tocmai din acest motiv vreau rudelor voastre măcar să le trag un semnal de alarmă și când ajungeți acasă, uite așa să vă facă, pentru că sunt aici lângă mine cu un specialist, să spun așa, de renume internațional, pentru că vine din Germania, pentru că este acum aici în Constanța la OCH. Este vorba despre un renumit cardiolog. Vă las pe dumneavoastră să vă prezentați pentru că vă recunoaște lumea de aici din zona, dar din țară mai puțin. Da, presupun că mă recunoaște, mai ales din această zonă. Mă numesc Leica Valentin, sunt medic specialist cardiolog și medicină internă, șeful secției de cardiologie din cadrul spitalului OCH. Sunt onorată să vă am aici, mai ales că mulțumesc. Sunteți aici la recomandarea profesorului Ciufu, care este un om absolut special, în afara faptului că este un medic foarte, foarte bun. Am aici un pacient, un pacient al secției de cardiologie, Dumnezeule, mai bine n-ai fi fost. Fac orice numai să nu mă reoperez. Asta zic. Tocmai din acest motiv vreau să vedem acum un material, să vedem ce se întâmplă pe plajă. Cei de acasă l-au văzut, dar vă spun așa în două cuvinte. Ce se întâmplă când stau cei de acasă la orele nepotrivite pe plajă? Și mai stau și fără pălărie. Care e riscul? Dacă vorbim din punct de vedere cardiologic, de obicei cam toți pacienții cu patologie cardiologică au de suferit, mai mult sau mai puțin. Îi informăm de fiecare dată că trebuie să evite orele de vârf. Se produc deshidratări, se produc dezechilibre hidroelectrolitice și acești pacienți deja sunt sub o terapie destul de, să zic, agresivă împotriva tensiunii, insuficienței cardiace, congestive, mulți au avut și infarct miocardic, iar aceste medicamente acționează atâta timp cât există un echilibru hidroelectrolitic și în momentul în care deshidratarea apare, mai apare și o bere, un vin, acest lucru agravează începând de la vase până la inimă. Cât ar trebui să bea, să spun așa, ca și lichid, dar în afară de alcool, cel care merge pe plajă? Cam câți litri de apă ar trebui să bea în momentul în care stau la plajă? Bineînțeles, depinde de la pacient la pacient, pentru că vorbim acum de pacienții noștri, pacienții mei. Există pacienți care ar trebui să, sau ar putea să bea în jur de 3 litri de lichide. Se recomandă 2, dar la 35 de grade, 38 de grade, doar prin perspirație, nu vorbesc de transpirație, doar prin perspirație se pierd un litru, un litru jumate. Nu transpirația aceea abundentă, deci este pur și simplu eliminarea de apă a organismului și trebuie reînlocuită, dar există pacienții cu patologii mai grave, cu insuficiență cardiacă congestivă, în care fracția de ejecție, funcția inimii este la 20%, iar această inimă nu poate să transporte atât de multă apă. Este bine, mai ales pentru acești pacienți, să evite căldura, să evite soarele, dacă se poate în orele să facă plaje dimineața sau 7-8 seara. Și aici este discutabil, cam un litru jumate de lichide pe zi, vorbesc de apă, da. Pentru că și la televizor se recomandă un litru jumate de lichide. Dar nu se menționează litri, ce fel de lichide. Exact. Dom'le, azi la televizor, e adevărat, bebem. Exact. Vodcă, vin, nu contează. Pe plajă spuneau mai devreme că beau cam jumătate de litru de apă, restul bere. Nu. Iată. Alcoolul în general, în cantitate mică, este... să zic, în cantitate mică, este benefic. Este un mic vasodilatator, face ca tensiunea să mai scadă la pacienții care au deja probleme cu tensiunea, hipertensiunea arterială, dar în cantitate mare devine un diuretic. Da? Chiar și berea, chiar și vinul inhibă un hormon antidiuretic
care duce la, la eliminarea lichidelor și produce deshidratare. Cu toate că se spune sau se vrea să se bea bere de sete, da. Din contră, deshidratarea și la nivel celular este mult mai profundă. Sunt multe persoane care beau berea de foame, în ghilimele, înlocuiesc și mesele cu bere, ceea ce chiar că nu este de recomandat. Bineînțeles, exact. În special diabeticii care au nevoie de mese regulate. Diabetul este un factor de risc major în bolile cardiovasculare și diabetul este foarte greu de ținut în frâu, mai ales vara. Mai ales vara. Să vedem ce spune pacientul și prietenul meu. Pacientul medicilor și prietenul meu. Se fac o mică glumă cu, de fapt, cel drept, cu asta mă ocup. Era o vorbă, bă, dar nu te-ai săturat câtă bere ai băut? Mă, să spun un singur lucru, mi-e foame de felul meu. Păi ce are, mă, foamea cu berea? Păi am citit într-o carte că o bere conține 400 grame de carne, 2 ouă, 3 felii de pâine. Și el a zis, și până acum, cred că am mâncat o mașină de carne și de ouă cu cofraje cu tot. Ce ziceți, domnul doctor? Este, da, are o putere calorică destul de mare, de aia dispare și lipsa poftei de mâncare după ce se consumă bere, dar nu poate înlocui, nu are puterea calorică pe care o luăm din alimentele normale, nu poate înlocui mâncare. Da, haideți să trecem un pic la un caz extrem și anume dacă suntem pe plajă și ni se face rău sau celui de lângă noi se face rău, care ar trebui să fie reacția noastră și cum dăm primul ajutor? Depinde acum ce înseamnă a se face rău. Dacă o persoană își pierde cunoștința pe plajă, pur și simplu a căzut în fața noastră, primul lucru există ABC-ul reanimării sau medicinii de urgență, în care primul lucru ne apropiem, îl scuturăm, ca să zic mai pe șleau. Cum adică îl scuturăm? Îl scuturăm să vedem dacă reacționează. Da. Putem să aplicăm și două palme. Mă ajutați să exemplificăm? Nu neapărat să-mi dați mie două palme, dar poate găsim un... Bineînțeles, cum să nu. Ia să vedem cine vine aici, cine mă ajută? Mădălina, unde-i Mădălina? Cum, cine mă... Unul care n-a mai primit palme de mult. Cine mă ajută pe mine? Domnul Brancu, cum cine mă ajută? Cine altcineva decât domnul Brancu? Ce trebuie să fac? Să vă întindeți pe jos. Să beau o bere? Nu vreau să beau o bere. Că am auzit că după aia mănânc vreo 3 fripturi și da, mai da, bine da. Mănânc fripturile, exact, domnul doctor. Exact, exact. Da. Deci ce ar trebui să facem în cazul da, se verifică căile aeriene. De obicei, cea mai frecventă cauză de pierdere de cunoștință este înecul cu diferite alimente, apropo de aliment. Și se verifică în principal, dacă primul lucru, dacă pacientul reacționează cum trebuie, dacă își deschide ochii la diferiți stimuli de dureroși. Dacă nu, vedem cumva să nu fie rămas în gură anumite alimente, dacă cumva s-a anecat cu sincer, astea. Eu vreau să da două palme, dar... Mie? Da, păi dar nu pot să mi le dau singur. Sau dacă vreți, uite, îmi dă Jean. Ia uite ce mânuță mică are. Da? Cât capacul de la WC. Îmi dă Jean două palme. Nici domnul doctor nu mă mai trezește. Așa, și apoi ce facem? Și apoi se observă dacă pacientul respiră, se apropie capul de toracele acestuia. În același timp ne uităm și la gura și nasul lui să vedem dacă există mișcări respiratorii. Da? Și dacă observăm că nici acest lucru nu este prezent, îi luăm pulsul, de obicei la carotidă, că este cel mai cu două degete, nu cu degetul mare, cu două degete sau chiar trei, pentru a observa dacă are puls. Dacă nu are puls, încep manevre de resuscitare, înseamnă compresie toracică, de obicei când e singur, singur ca reanimator, ca pacient, ca și persoană care încearcă să salveze, faci 100 de compresii și se fac foarte puternic. Se fac atât de puternic încât trebuie să coboare cutia toracică cu cel puțin 5 cm și pacientul cumva, inima pacientului să simtă această compresie ca ea să repornească sau să încercăm să o repornim. Se spune că la 100 de compresii, sau este necesar ca la 100 de compresii să se facă și de două ori bușon a bușon. Dar dacă
nu se poate face, e de ajuns compresia toracică de 100 de ori. Știți ce pacient curajos avem aici? Câte stenturi ai, Genică? 11. 11 stenturi. Defibrilator, bicameral și fibrilație atrială grad 3. Și pe ce sunteți? Pe Elichis sau pe ce sunteți? Elichis, ăsta, cum se numește? Ăștia joacă la Real Madrid? De vreo 10 ani joacă. Nu o să dăm acum neapărat nume de... Nu o să dăm nume de medicamente acum. Noi continuăm în pauza de publicitate să detaliem tratamentul lui Jean. Publicitate. Vă puteți imagina că în afară de rețete, Jean a dat-o în bancuri și acum l-am rugat să mai păstreze unul pe țeavă pentru noi. Da. Pentru că avem aici și pe onoratul și minunatul domn doctor, am să spun un banc cu doctori. Vine unul la doctor, era și un pic șprițuit și zice doctorul, da, doctor, eu cred că am ceva, adică nu știu ce se întâmplă cu mine, că mă doare peste tot. Adică dacă pun degetul aici, mă doare. 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 Ce dracu am? La care doctorul zice, dă și mie să-ți văd un pic mâna. Se uite la mâna lui, zice, bă, boule, tu nu vezi că ai degetul rupt? Da, între timp am aflat că domnul doctor este fan de o viață, da. Nu? Da, mulțumesc mult. Mult de tot mulțumesc. Pentru că suntem contra cronometru, o să vă rog așa la final o concluzie pentru vara aceasta. Ce ar trebui să facă pacienții și nu doar pacienții, și cei care habar n-au că poate au o boală sau o problemă și trebuie să fie foarte atenți. Da, lucrurile din punctul meu de vedere sunt destul de simple. Persoanele, oamenii în general, trebuie să facă lucrurile cu măsură. Începând de la alcool, de la stat la soare, chiar și cu mâncatul, totul trebuie făcut cu măsură și nu numai asta, chiar și fără simptome, pentru că, de exemplu, diabetul, colesterolul mare, tensiunea mare, în stadiile incipiente, nu produc dureri, nu produc simptome. Chiar și așa, oamenii ar trebui să meargă regulat la medic, la cardiolog, odată la 6 luni, cel puțin, pentru un check-up de rutină. În cazul în care nu este nimic, se va face control o dată pe an sau chiar la 2 ani, nu e, dar trebuie controlat. Și analizele de rutină trebuie văzute o dată pe an, cel puțin. Mulțumim, domnul doctor. Mă exemplu pe mine. N-am făcut asta și sunt în starea în care sunt. Ești sănătos, ești bine. Mulțumim, domnul doctor Valentin Leica. Mulțumesc mult că v-am Hai să vedem acum ce fac copiii pe plajă, pentru că sunt convinsă că cei mici o țin într-o distracție.